mulțumirea care merită Domnul pentru că sunt în locul acesta și cu aprecierea pentru frații din conducerea bisericii care m-au invitat, vreau să încep prin a vă pune câteva întrebări. Prima întrebare. Mâncați de două ori aceeași mâncare? A mâncat cineva vreodată în viață de două ori aceeași mâncare? A doua întrebare, ca să mă liniștesc cu prima neliniștire. Există aici un bătrân? Există un bătrân? Mâna sus dacă există bătrân. Eu nu văd niciun. Există cineva peste 99 de ani? Asta am pus să întreb. Deci la mine bătrânie de la 99 de ani în sus. Eu pentru seara aceasta am fost informat că vin la o întâlnire de tineret. Și așa este. În fața mea văd doar tineri, slăviți să fie Domnul. Și cei care sunt ai Lui întinerești pe zi ce trece. Și merg din putere în putere. Așa că în seara aceasta vă rog să vă simțiți ca la o oră de tineret și să nu vă supărați dacă o să dau un pic în mintea tinerilor. O să încerc eu să dau în mintea lor ca să-i duc pe ei în mintea lui Hristos. Așa că toți tinerii, rugați-vă să rămânem tineri, dar cum trebuie. Nevoie de ajutor a doi tineri. Aș prefera un băiat și o parte să citească ceva din Sfânta Scriptură. Aș vrea să vă hotărâți repede să citiți ceva din Sfânta Scriptură și o să vedeți dumneavoastră de ce am nevoie. Repede, voi, un băiat și o parte, veniți repede. Acolo un băiat a ridicat mâna. Haide repede în față, vreau o fată repede care citește în limba română. Pentru că, dar nu știu de ce, că sunt, citesc engleză, franceză, greacă, ebraică, dar unde e? O soră de aici, de la acolo. Haide, fără, așa. Mulțumesc, mulțumesc. Vă rog să luați un microfon și rugămintea mea este să deschide Sfânta Scriptură la 2 Timotei, capitolul al 3-lea, 2 Timotei, capitolul 3. Deschide și dumneavoastră, o să ne ajute și cei care ne slujesc cu mass media. Domnul să-i binecuvinteze. V-ați rugat recent pentru ei. Am mulțumit Domnului că ne auzim, că ne vedem, că putem. Domnul să vă binecuvinteze. Deci 2 Timotei, capitolul al 3-lea, voi începe eu să citesc și tu te rog să continui de unde rămânem, da? Bun. Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci băieții vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, puritori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îndumfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceștia. Depărtează-te de băieții aceștia. Amin. Fetelor, ați fost atente. Ați fost atente. Mai vreți să vă măritați? Eu vă întreb foarte serios. O întrebare, fără să te supe, concluzie tale. Ai înțeles fiecare cuvânt care l-ai citit? Spune-mi, spre exemplu, din versetul 3. Băieții neînfrânați. Cum ar fi asta? Un sinonim. Neînfrânați. Fără frână. Nu, sunteți de acord cu... Ar fi fără frână. Spune-mi neînglânziți. Dă-mi, te rog, un sinonim la neînglânziți. Sălbatic. Sălbatic. Sunteți de acord cu neînglânziți sălbatic? Nu. Nu vreau să comentez deocamdată. Nu vreau să comentez deocamdată, dar știți că mă uit la dumneavoastră, dar acum nici nu știu să râd sau să plâng. Adică dacă fratele vrea să mă lămurească că există băieți fără frână,
băieți sălbatici. Poate ne înmuim cu fetele. Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci fetele vor fi. Iubitoare de sine, iubitoare de bani, lăudăroase, trufașe, hulitoare, neascultătoare de părinți, nemulțumitoare, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplăcate, așa, creveditoare, neînfrânate, neîngrădite, neiubitoare de bine, vântuzătoare, obraznice, îngânfate, iubitoare mai mult de plăcere decât iubitoare de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea, depărtează-te de fetele acestea. Eu m-am cam ținut de parte, mulțumesc. Și nu-mi pare rău. Aș vrea să te uiți spre băieți și să le spui așa clar, depărtează-te de fetele acestea. Am dat seama de ce am rugat-o pe soara să citească. Adică eu nu cred că permiteam să citesc așa ceva. Fetele vor fi... Care-i cuvântul la care te-ai încurcat un pic? Neîmplățite, cred. Nu, neîmplățite, adică... Repetitoare, dar nu-i poate. Neîmplecate. Ce are înseamnă asta? Nu pot fi neîmplecate. Sunt nemiloase. Nemiloase? Ha, nu, nu. Neînduplecat ce-ar fi? Neînțelegătoare. Cum? Nu cred că există așa ceva. Și mai, aș mai vrea, dacă totuși vrei să ne lămurești, spune... Nu, chestia aia cu iubitoare de plăceri nu se pune problema. Am mai văzut eu ceva acolo. Clevetitoare. Ce cuvânt e ăsta? Clevetitoare. Păi, vorbesc mult. Voi credeți că ei, prin alegere divină, au venit în față? Mulțumesc tare mult, vă rog să vă duceți la loc. Vreau pentru dumneavoastră, pentru biserică, să pun o întrebare care cred că este teologică la urma urmei. Ați văzut că eu mi-am permis să schimb un cuvânt în Sfânta Scriptură. Scriptura spune, oamenii vor fi. Și eu am pus băieții vor fi. Am greșit? Și băieții sunt oameni. Doamne, ajută! Și am spus, în loc de oameni, am spus fetele. Am greșit? Dar ce fetele, nu-s oameni? Bun, dacă eram la conferința cu familiile și citeam aceasta, cred că bănuiați ce puneam acolo, căci bărbații vor fi și nevestele vor fi. Acum, știți cum e? Adevărat este că noi câteodată zâmbim ca să nu plângem. Și spunea un frate foarte spiritual în lumea noastră, chiar în omul lui Dumnezeu, spunea, fraților, râdem, că de noi râdem. Acum, întrebarea mea este, oare râdem de noi sau râdem de alții? Și aș vrea să vă pun următoarea întrebare. Dumneavoastră credeți cuvintele acestea din Scriptură? Da. Chiar sunt cuvintele inspirate de Duhul Sfânt, da? Amin? Slavă Domnului! Ei spune, Viorel, în vremurile din urmă, tineri, bătrâni, însurați, neînsurați, măritate, nemăritate, vor fi. Dar eu m-am gândit că nu e vorba de cei din biserică, nu? Adică nu cred că pot spune că în biserică sunt neîmblânziți, sălbatici. Că nici nu mi-aș permite să gândesc că în biserică sunt clevetitoare. Sau să spun cumva, să-mi permit să gândesc că într-o biserică există oameni care iubesc mai mult plăcerile decât îl iubesc pe Dumnezeu? Că există oameni care au o formă de evlavie. Dar când e vorba de puterea lui Dumnezeu, deci nu-și pun problema să o creadă și să o mărturisească. Mie îmi place să privesc lucrurile pozitiv, până la o limită. Și am spus, nu cred că e vorba de biserică. Bun, dar de ce scrie Pavel unui păstor aceasta? Și am zis, uite care e logica Viorele. Pavel îi scrie lui Timotei de ce? Timotei îi învăța pe cei din biserică să facă evanghelizare, nu? Și să spună
Timotei, bisericii, fraților, când vă duceți în lume, vecinii voștri, colegii voștri pot fi părfitori, pot fi iubitori de plăceri, pot fi lăudăroși, pot fi mincinoși, pot fi iubitori de bani. Voi să le spuneți că toate acestea sunt ce? Păcate. Și că trebuie să se pocăiască de ele, că altfel nu văd împărăția cerurilor. Și noi știm din Scriptură că Domnul spune, afară sunt cei ce fac astfel de lucruri și multe asemănătoare cu acestea nu vor vedea rai împărăția lui Dumnezeu. Dar am gândit oare nu vrea să-i spună Pavel lui Timotei. Timotei, ai grijă că în timp ce faci tu evanghelizare și fac alții evanghelizare și te întâlnești cu astfel de duhuri, ai grijă nu cumva duhurile acestea de la ei să vină la noi. Pentru că Mântuitorul a spus mereu ucenicilor, voi să nu fiți așa. Voi să fiți altfel. Poate că după ce am citit pasajul acesta din Scriptură, dacă aș vrea să vă fac o urare, aș fi un pic încurcat. Sau poate că m-ați înțelege dacă aș spune, frați și surori, mă rog din toată inima lui Dumnezeu să fiți anormali. Pentru că dacă normalitatea este, oamenii vor fi așa, așa, asta e normalitatea, atunci noi cum ar trebui să fim? Anormal, adică să nu fim ca ei. Dacă normalitatea este păcat, atunci îmi doresc să fiu anormal și să fiu sfânt. Amin? Amin. Dacă normalitatea este emoția sau alte lucruri, îmi doresc să am o viață altfel, să fiu anormal văzut de oameni, dar normal văzut de sus. Slăviți să fie Domnul. Acum să știți că nu predic de aici. Știți de ce am citit pasajul acesta? Ca să vă trezesc un pic, să vă spun bine ați venit în lumea reală. Dacă noi credem Scriptura, frați și surori, cam aceasta este lumea în care trăim. Că teologii ne spun mereu și mereu că noi trăim zilele din urmă. Și Pavel spune, zilele din urmă vor fi grele. Nu pentru că se topesc ghețarii, nu pentru că se extinde deșertul, nu pentru că se termină resursele petroliere, nu pentru că se întâmplă ceva cu stratul de ozon și nu pentru că avem atâtea bombe sau rachete. Acestea sunt, credeți-mă, misilicuri, nimic. Cea mai mare răutate în lume, știți unde este? În inima oamenilor. E locul cel mai păcătos din lume. Și problema cea mai mare este că oamenii sunt răi. Și oamenii nu mai au treabă cu Dumnezeu, ci numai cu poftele, cu plăcerile lor. Și acum, vă rog să mă ascultați bine. Ce are de-a face aceasta cu viața de familie? Păi nu mult. Totul. Ascultați-mă bine. Se căsătorește una iubitoare de Dumnezeu cu unul iubitor de bani. O să fie super, așa e? Nu, să fie amândoi iubitori de bani, iar o să fie super. Se căsătorește un egoist cu o egoistă. Se căsătorește cineva, el iubitor de plăceri, ea iubitoare de Dumnezeu. Vă dați seama ce o să fie în casa respectivă? Deci oamenii sunt cei care formează familia. Și de aceea aș vrea foarte, foarte atenți să fim la ce se întâmplă în lume și ce suntem noi. Și aș vrea să rețineți fraza Mântuitorului pentru voi să nu fie așa. Lucrul acesta se adresează tuturor, se adresează și celor tineri. Pentru seara aceasta am ales un mesaj foarte, foarte simplu dintr-o carte pe care dumneavoastră o cunoașteți. Probabil nu i-ați mai auzit mesajul acesta. M-am gândit dacă tot Domnul m-a presat să mi-l dau și dacă l-ați mai auzit, asta înseamnă că mai mâncați odată aceeași mâncare. Sper să nu fie doar ciorbă de potroace, să fie ceva mai mult. Eu la amiază am mâncat urzici. Și au fost super, slavă Domnului. Deci chiar vi le recomand acum, primăvara, așa că sper să fie măcar ca urzicele de la amiază. Spuneți-mi Cartea Proverbele. În seara aceasta, pentru că suntem tineri, ne ducem în Cartea Proverbele. Pentru cine a fost scrisă Cartea Proverbele? Normal că pentru toți, dar o scrie cine?
Solomon și Solomon își deschide sufletul să vorbească generației tinere. El va spune mereu, fiul meu, fiul meu, fiul meu, da? Ca un om înțelept, cum a fost, el imediat ce deschide cartea, mărturisește și care este scopul cu care a scris cartea. Și începe din versetul 2. Pentru cunoașterea înțelepciunii și învățăturii, pentru înțelegerea cuvintelor minții, pentru căpătarea învățăturilor de... A, nu cred că e nevoie astăzi de așa ceva. Deci dacă de cunoaștere este, de înțelegere, căpătare, bunul simț, de dreptate, de judecată, de nepătirire. Și așa m-am bucurat în versetul 4, ca să dea celor neîncercați agerime la minte tânărului cunoștință și chipzuință. Acum ca să mă lămuresc, există aici vreun neîncercat? Așa am gândit și eu. Noi toți suntem pe tot, adică încercați, noi... Dar nu plecați acasă. Pentru că după ce spune că o scriu pentru cei neîncercați, pentru începători, și aici chiar nu sunt, deci n-ar trebui să stăm, Solomon spune, vreau să mai așteaptă un pic. Să asculte însă și înțeleptul și își va mări știința. Cât înțelepți avem aici? Sigur, păi dacă nu suntem neîncercări, adică suntem înțelepți, nu? Poate că asta e tragedia noastră, da? Și cel priceput și va căpăta iscusința. Și versetul 6 spune, pentru prinderea înțelesul unei pilde sau a unui cuvânt adânc. Înțelesul cuvintelor înțeleptelor și a cuvintelor cu dânc. Există prin biserică unii care nu se prind la anumite lucruri. Nu mâncați auzi, că nu vă ajută. Îi ajută numai pe aia care îl fabrică. Și nici nu veți lapte. Citiți cartea Proverbe. Citește cartea Proverbele, memorează cuvântul lui Dumnezeu și o să te prinzi. Dar o să te prinzi de ce trebuie și cum trebuie. E acum, cum cartea aceasta a fost scrisă pentru noi, cei înțelepți, m-am gândit că din primul capitol să sar exact la ultimul capitol, da? Spuneți-mi, care e ultimul capitol din Proverbe? 31, era normal să știți. Ce spune Solomon în capitolul 31 din Proverbe? Despre ce vorbește? Despre femeie, da? Păi eram sigur că știți asta și știți greșit. În primul rând, Solomon nu spune nimic în capitolul 31. Deci Solomon nu spune nimic în capitolul 31, că nu sunt cuvintele lui Solomon, ci sunt cuvintele împăratului Lemuel. O să te frate cine a fost ăsta. O să vă dau un răspuns atent. Nu știu. Dar fii sigur, nici el nu știe cine sunt. Deci suntem unul la unul. Dar nu vorbește despre femeie. Ați auzit prea multe predici numai despre femeie, pentru că despre ce ne place nouă să vorbim bărbaților, inclusiv din Scriptură, despre femeie, da? Domnul să ne binecuvinteze și să ne ierte. Cuvintele împăratului Lemuel, învățătura pe care o dădea mama sa, iar m-am împăcat. Acum sunt cuvintele lui Lemuel sau cuvintele lui maică sa? Sunt cuvintele mamei recitate de fiu. Cât sunteți părinți aici? Domnul să vă binecuvinteze. Nu ridicați mâna sus. Cât credeți că până la ora aceasta ați vorbit degeaba cu copiii? Cât credeți că dacă vorbeați cu pereții, pereții înțelegeau mai mult decât copiii? Țineți mâna, vă rog, jos. Țineți mâna jos. Nu ridicați. Da. Am o veste bună pentru toate mamele și pentru tați. Frați și surori, vine o vreme când copiii își aduc aminte ce i-am învățat. Amin? Amin? Acum nu mă întrebați câți ani o fi avut prințișorul ăsta. Poate o fi avut vreo 30. Sau câți o fi avut. Dar să nu vă imaginați că mama i-a spus odată la copil și copilul a zis, vai să rămână mama de când am așteptat. Mama i-a fi spus odată și copilul a spus, mama. I-a spus a doua oară și a zis, mami, vrei copile să spun ceva. Mamă, tu nu pricepi că ești expirată? Adică nu te supăra, dacă ăștia te citesc pe codul de bare, tu nu vezi că tu cu tata sunteți dinozauri, mamă, adică generația voastră, mamă. Și mama, știți ce apreciez eu la mama aceasta?
că nu s-au primit. Frumos, de câte ori a fost nevoie, nu știu dacă i-a spus de 5 ori, de 10, de 1 milion de ori, dar mama cu înțelepciune, cu răbdare, tot i-a repetat. Și ascultați-mă, vine ziua. Vine ziua aceea binecuvântată în care cred că ți-ai dorit să fii în locul acelei mame. Și îl văd pe prințul acesta, pe împărat, care probabil se duce la cea mai importantă universitate din Ierusalim. Și vorbește studenților de nota 10, 1 și altul, alege spre ceamă. L-au invitat pe împărat să dea niște lecții generației tinere. Ăștia, unul cu capul mai mare decât altul, toți filozofi și virbizori. Și ascultați ce spune împăratul. Părăiți, vreau să vă spun ceva. O să vă spun astăzi, o să vă citesc un eseu. Sau o poezie, nu știu cum a pus-o mama, în versuri, în proză. Și n-am nimic de adăugat și nimic de scăzut. Și începe să le citească, să le citească, să le citească. Și probabil toți se întrebau, oare unde s-a documentat împăratul? O gândit el sau eu făcut altul discurs? Știți că noi avem întrebări de genul acesta. Și probabil mulți ar fi vrut să se uite, știți care sunt curioși ăștia, șoarece de bibliotecă, ei se uită prima dată nu la ce ai scris, la bibliografie. Și dacă ai, după unii, dacă ai atât a spus, două paragrafe, dai vreo două pagini de bibliografie scrisă mică, ce vă ăsta s-o documenta puțin. Și când se uită acolo jos, ei văd un cuvânt simplu. Acolo jos scria, cum scria? Mama. Nu era nici doctor, nici doctor Logen, nici doctor Logen, nici gardien. Era mama. Un prinț care spune într-o zi, m-am gândit la ce a spus mama. Văd că mama a avut dreptate. Și nu mi-este rușine să vă spun tuturor, apropo, care nu băgați în seamă pe mama, că așa am fost și eu ca voi, zice, când mama vorbește, ar fi bine, înainte de a comenta, să vă gândiți de două ori. Acum, fraților, mama i-a spus așa pentru că tata a învățat-o pe mama. Să nu putem spune, mai tare. Surorilor și fraților, să avem răbdare, amin? Amin. Să spunem, să vorbim cu înțelepciune. Și gândiți-vă la versetul ce ai semănat cu lacrimi. Ai să culegi cu cântări de bucurie. Totul este să așteptăm sezonul recoltei. Măriți să fie Domnul. Amin. Apropo, pentru voi cei tineri, poate că Solomon v-ar spune, eu urma îl traduc seara asta, aveți îngrijorat în cazul acolo și tot ce vă spun părinții. Mai gândiți-vă odată, mai gândiți-vă odată. Acum vreau să vă spun un lucru. Pentru mine, că a spus mama, n-are mare importanță. Adică o fi spus mama lui și așa din altă generație, ce mă interesează pe mine ce a spus o evreică la pruncul ei. Că a ajuns într-o zi pruncul să-și dea seama că mama are dreptate, o fi fost el și deștept, e problema lui, chiar poate ține de generația lor. Când am vrut să arunc oarecum la gunoi toată învățătura care urmează, pentru că am spus Viorele, altă generație, altă cultură, altă, mi-a pus următoarea întrebare. Viorele, a cui sunt cuvintele acestea? A lui Lemuel sau a lui mama? Și știți care este răspunsul corect? Sunt cuvintele lui Dumnezeu. Și aici m-a prins, Domnul. Sus, Viorele, dacă Duhul Sfânt a hotărât ca aceste cuvinte să rămână în Biblie pentru tine, pentru fecior, pentru fată, pentru soție, pentru nepoți, pentru doi nepoți, înseamnă că ele trebuie citite și crezute. Amin? Amin. Așa că în seara aceasta o să vă dau, dacă vreți învățătura unei mame, dacă vreți învățătura unei împărat, ori vreți, ori nu vreți, învățătura Duhului Sfânt. Amin? Amin? Printr-o mamă și printr-un copil care consideră că trebuia să ajungă la noi. Versetul 2 spune, ce să-ți spun, fiule? Ce să-ți spun, rodul trupului meu? Ce să-ți spun, fiule, rodul juruințelor mele? Te-ai întrebat ca mamă vreodată de ce începe mama în felul acesta? Poate că pe de-o parte este reacția copilului care, mamă, mă leși? Adică, cum vezi că mama avea să deschidă gura? Mami? Mama? Mama? Eu am ajuns la copii că nu le mai spuneam, ci după ce tot le-am ținut, înainte să iasă pe ușă, spuneam
trebuie să vă amintești ceva. Nu. Nu, mulțumim, nu trebuie să ne amintești nimic. Dar eu le aminteam, oricum. Și când, numai când undeva trebuie să vă amintesc, în mintea lor deja... Știți, am rămas cu o chestie și mi-a intrat și mie în creier. Noi așa la țară, cum am crescut, ne explicau ca la țară. Și la un moment dat o profesoară spunea, auzi, cu cât repeți un cuvânt mai mult, cu atâta se face un șans, mai o cărare acolo în creier. Îl repeți de mai multe ori, îl memorezi de mai multe ori, așa de bine se face cărarea, nu se mai șterge niciodată. Surorilor, mai dați până se adâncește, până se adâncește. Și acum copiii la Mișea aveau deja urme serioase când le-am spus, zicea, tata, nu mai trebuie nimic, da? De ce vine mama și spune copile, înainte de a face alergie la ce spun eu? Îmi dai voie să spun ceva? Hai să bem un ceai împreună sau mâncăm un compot împreună, îți fac prăjitura care vrei cel mai bine, hai să mâncăm o prăjitură împreună și înainte de a face spume la gură și alergie, am rugăminte. Pot să mă asculți puțin? Și cred că au fost unele dintre cele mai prețioase momente dintre mamă și fiu, când mama spune copilă. Nu știu ce ai auzit un jur. Poate ai auzit de părinți care nu și-au dorit copii. N-a fost cazul meu. Poate ai auzit de mame care au spus la copii, băi, a fost un accident cu taică. Nu te-am dorit, nu ne-am rugat, nu te-am planificat. Da, asta este, m-am trezit gravidă. Așa că nu mai distruge viața, că așa ce mi-ai distrus. Mai spun și părinții ăștia. Mama spune, nu-i cazul tău, copilă. Eu te-am dorit. Eu m-am rugat pentru tine. Dacă nu pricepi, ești trup din trupul meu, nu vei pricepe, poate niciodată ca tată lucrul acesta. Dar eu sunt mama ta din care te-ai rupt. Prin mine te-a dus Dumnezeu în lume. Și ascultă-mă, ești rodul șuruințelor mele. Și poate i-a spus, copile, tu știi că te-am făgăduit eu lui Dumnezeu înainte de a te avea pe tine. Și știi după ce ne-am avut pe tine, câte făgăduințe și mulțumire am dat lui Dumnezeu. Acum, pentru sufletul meu și tot ce este acolo, pot să mă asculți puțin, că vreau să-ți spun ceva. Și poate că prima fază, că nu cred că a fost chiar la primogenul, zice, a, bine, mama, acum zi, ce ai de zis? Nu știu ce predicator a fost femeia aceasta, dar are un predicat foarte interesant pentru copii. Începe cu un punct cu care eu sigur n-aș fi început. Și abordează probleme pe care nu știu dacă le-aș fi abordat. Ascultați versetul 3. Fiule, nu-ți da femeilor vlagă, nici desmierdările tale celor ce pierd pe tâmpărați. Păi zic, dar despre ce vorbește mama asta? Adică așa, punct ochit, punct lovit, spune copile, ascultă-mă mică. Ce să te ascult, mama? Tu știi cât ești de valoros? Tu te-ai gândit vreodată ce valoare a pus Dumnezeu în tine? Că dacă ai ajuns împărat, toate, nu de prost ai ajuns. A pus Dumnezeu valori în trupul tău, a pus Dumnezeu valori în sufletul tău, a pus Dumnezeu valori în mintea ta și probabil mama îi spunea, măi copile, tu nu ești unul din gloată. Tu ești unul special. Și am o întrebare, cât sunt de speciale în locul acesta? Dar ceilalți ce faceți? Vă doare mâna? Păi mereu le spun la tineri care tot se uită că nu seamănă cu aia, nu seamănă cu aia, v-ați creată, îți spun, băi, ascultă. Când cineva spune că Dumnezeu are toate lucrurile, să nu-l crezi. Dar de ce n-are Domnul? Zic, Domnul n-are Xerox. Du-te la mine, zic, ascultă-mă bine. Domnul nu face un yoga, se uită la el, a, zice, ești finișor, mai face 10. Domnul face unicat, amin? Amin. Și nimeni în lume, a, poate semăna cu tine. Dar tu ești unicat, slăvit să fie Domnul. E amprenta lui Dumnezeu în viața ta. Și ești valoros ca unicat, nu ești copia nimănui și nu încerca să fii copia cuiva. O xerocopie, nu încerca. Și dacă e color, n-are rost. Și dacă e foliată, n-are rost. Bucură-te că ești unicat în lumea aceasta. Și mama spune, copile, tu ești unicat. Dumnezeu a pus valori în tot ce se vede și nu se vede. Și atâtea valori avem, păcat că nu vrem să le recunoaștem. Și mormăim ca urși toată ziua, uitând cât de mult îl putem întrista pe Dumnezeu, când spune el, dar de ce nu mai
mai înaltă, dar de ce nu-s mai grasă, dar de ce nu-s mai slabă, dar de ce n-am un ochi albastru și unul verde, dar de ce nu-s roscată, dar... Adică Domnul s-a descurcat și cu albinele și cu florile, cu tot s-a descurcat Domnul. Știți unde nu s-a descurcat Domnul? Cu mine că mi-a făcut un pic urechile mai călpăuce. Aici e marea problemă în univers, da? Și pe ălalt că nu, și atunci dacă e creață, dă-i cu placa se întinde până nu știu ce. Dacă tata și mama sunt mai dezvoltați, foamea, frate, ca după ce face mulce și toate, primite bilet la ambon, acum biserica să se roage să mă minte. Bine că Domnul nu-i ca mine, că eu nu te-aș vindecat. Aș spune, ți-am dat sănătate cât la 7 din neamul tău și ți-ai văzut joc de ea. Contrăbință seamănă cu Madonna Lisa, că ai văzut-o pe o copertă. În loc să fii ca și Hristos și să-L ai pe El ca model, să te bucuri de sănătate, de viață și tot ne punem și ne scopim și flexuri și silicoane, tot. De ce? Pentru că Dumnezeu nu s-a descurcat cu noi, așa? Dar ne descurcăm noi. Ne descurcăm noi să facem harcea parte din viața noastră. Domnul să se îndure de noi și să ne ierte, amin? Mama spune, copilul ești valoros. Nu știu cât ne-a spus că e valoros, dar pe a spus copile. Nu știu dacă ai priceput un lucru unde supărat. Tu știi că în lumea aceasta orice valoare este căutată și vânată? Tu te-ai gândit vreodată că în lumea aceasta există vânători de valori și de comori? Și întrebarea mea este, vânătorii ce caută? Interesul vânatului, nu? Deci când merge la vânătoare, el se gândește, vai, de-l prind pe săracul cel, să-i fac viața mai ușoară. Vânătorul nu caută interesul vânatului. Vânătorul caută împlinirea lui. Pofte, satisfacții și apoi să-i pună capul deasupra șemeneului să spună-i de ce înseamnă eu. Nu contează că o moară. Întrebarea mea este oare sunt și astăzi vânători? Sunt și astăzi vânători. Ca să vedem cum a fost în vremea aceea, o să întorc un pic în proverbe mai la început. Și vă rog să vă uitați în capitolul 7, unde din nou spune de la versetul 1, fiule, păstrează cuvintele mele, ține sfaturile mele, ține sfaturile mele și voi trăi, păzește învățăturile ca lumina ochilor, leagă-ți-le la degete, scrie-le pe tăblița inimii tale. Băieților, cât vă doriți o soră, care n-aveți soră? E târziu, da? Dar cât vă doriți o prietenă atunci? Hai la modul sincer, cât vă doriți o prietenă? Domnul să vă binecuvinteze. În seara asta vă doresc eu gratis. Uite ce spune. Zi înțelepciunii tu ești sora mea și zi cui? Priceperii prietena mea. Poți să sun pe maică, dar să spui, mamă, în sfârșit am o prietenă, să vii să fie Domnul. De unde? De la Domnul Iisus. Zice, asta mi-am dorit. Cum o cheamă? Înțelepciunea. V-ați bucurat să vă spună copii asta. Mamă, am prieten, am făcut din înțelepciune prietena mea. Mamă, mi-am găsit un prieten. Înțelepciunea este prietenul meu. Păi poate destul am umblat cu nebunia. Că dacă nu suntem cu înțelepciunea prieten, sigur suntem cu nebunie. Și ascultați ce spune înțeleptul Solomon aici. Versetul 6. Stăteam la fereastra casei mele și mă uitam printre zăbrele. Primează. Deci nu era la pușcărie, nu. Era la fereastră. Acum, adică și-o pus grate la fereastră Solomon. Apropo, cam unde ar putea să fie casa lui Solomon? Cam în ce oraș? În Ierusalim, nu? Adică dacă tot e împăratul, cred că și-a făcut o boș de ucă la Ierusalim, boș de ucă al lui Creampe, da? Și din boș de ucă al lui, palatul, da? Dar ce face împăratul să uite și el de după perdea? Parcă ar fi fost român. Mă uitam și am sărit, vă rog să rețineți expresia, printre cei neîncercați. Am văzut printre tineri pe un băiat fără, numai la Ierusalim pot fi din ăștia, băiat fără minte. Dar de ce fără minte? Trecea pe uliță la colțul unde stătea una din acele străine, adică studentă la limbi străine, da? Și-a, așa se întâmplă, capitală, și-a apucat pe calea care ducea la locuința ei, probabil pentru meditații. Dar nu vă grăbiți să trageți concluzii, că s-ar putea la sfârșit să nu râde. Era în amult, seara. Și iată că i-a alergat înainte o femeie
îmbrăcată ca o curvă. A, nu, nu știa că era ea curvă, mai era îmbrăcată ca o curvă. M-am gândit, ce legătură are caracterul cu hainele? Adică omul se uită la haine și vorbește de caracter. Încă n-am început un studiu mai profund, dar tot mă gândesc, spre exemplu, la îndrăcitul din Gadara. Câte vreme a fost îndrăcit, era mereu gol. Nu suporta haine pe el. Când l-a vindecat Domnul Iisus și i-a dat minte întreagă, spune că oamenii din cetate l-au găsit întreg la minte și îmbrăcat. Nu știu dacă există o legătură între... Aveți grijă că vine vara. Să nu ni se încălzească mintea. Că dacă se încălzește mintea, sigur zboară hainele. Îmbrăcată ca o curvă și inima cireată. Era bună de gură. Ia ascultați, surorilor, e foarte important. Era bună de gură și fără stâmpă, adică foarte activă. Picioarele nu puteau sta acasă, când în uliță, când în piață, pe la toate colțurile stătea la pândă. Eu am citit la pândă, că uite bă, vânătorul. Bulboiul vânătorul, cum spuneam noi la copii. Acum, încă o dată vreau să vă întreb despre ce oraș vorbim. Ierusalim? Bun, Ierusalim era locul pentru ce? La ce mergeau oamenii la Ierusalim? Să se închine. Să-și aducă jertfa înaintea lui Dumnezeu. Adică mergeai la Ierusalim pentru o viață mai curată. Să vii de acolo iertat, răscumpărat. Te-ai fi așteptat la Ierusalim, la orice colț de stradă. Să mai fii un cântăreț. Să mai fie unul din neamul lui David care să spună, lăudați-vă Domnul împreună cu mine, că e bun în durerile fiind veșnice. Și eu cred că au fost și din aceștia la Ierusalim. Dar acolo unde era templu, era închinare, erau de toate, acolo erau și vânători. Și vânătorii au un singur obiectiv, să vâneze. Înfățișat și la sărutat. Aș fi curios dacă la colț, când ați ieșit de la biserică, nu un pic mai colț, ca să nu se vadă, știi, sub smochin, s-ar sări un arete de ștear cu pace, ai face. S-ar plăcea. Și n-ai știut ce să faci, spun eu, da? L-a îmbrățișat, l-a sărutat și cu o față fără rușine i-a zis, uitați aici, duhul satan, eram datoare cu o șerfă de mulțumire. Acum nu vă supărați. Poate că era mai cinstit să spună, bă băiete, sunt curvă de meserie și ți-am ieșit pe înainte. Ascultați-mă, la Ierusalim nu poți vorbi de curvie și prea curvie. La Ierusalim nu poți să spui că e stricat. La Ierusalim vorbești în limbaj religios. Citești psalmi, cântări de laudă. Lucruri duhovnicești. La Ierusalim se aduc șerfe. Și dacă găsești pe cineva la Ierusalim, nu vorbești de păcat, ci vorbești de apropiere de Dumnezeu. Așa că se îmbracă dracul înger de lumină și ascultați expresia ei. Eram datoare cu o șerfă de mulțumire. Și azi mi-am împlinit jurințele. De aceea ți-am ieșit înainte să te caut și te-am găsit. Spuneți-mi ce lipsește parte de aici? Un aleluia sau un mărit să fie Domnul. Atât mai lipsește. Adică ideea este, Domnul, am adus jertfa, m-am apropiat de Dumnezeu, mi-am împlinit și acum m-am rugat lui Dumnezeu, am ieșit să te caut și uite că Domnul în bunătatea Lui mi te-a scos în cale. De asta dracu-i drac, că se preface în înger de lumină. Că dacă îi spunea acestui tânăr, sunt o nemernică care mă duc în iar și vreau să duc pe alții în iar. Eu cred că tânărul ăsta câștiga concursul atletism. A, dacă l-o căutat soră, sau când te caută frate. Acum, de ce să vorbesc eu de capitala evreilor, când aș putea vorbi de capitala românilor? Anu, că mi-aș permite. Mai bine să vorbesc de Ardele. Întrebarea mea este la modul serios. Nu există stricăciune acolo unde ar trebui să fie sfințenie, frate și soră. Nu există.
Nu există tot felul de abordări religioase, adică dacă vorbești cu o fată, cu un băiat și îi spune ceva lumesc, nu se poate, frate, că e o chestie gravă. Dar ascultați-mă bine, dacă îi dai un verset din Scriptură cu care o seduci, parcă e altfel. Dacă mă socotești ca prieten al tău, primești-o ca pe mine însemnat. Ceea ce face farmecul ăla, prietenul adevărat iubește oricând și în enorăgire. Vă pot da idei multe, că și eu am fost acolo. Dacă le scriam la fete, cum să scriu din biserică pe lucruri păcănești? M-am cu versete din Biblie. Mulțumesc Domnului că n-am avut motivele. Deci eu le-am scris așa, în nevinovăția mea. Dar mulțumesc Domnului că măcar aici nu m-a sucit dracu mintea să folosesc Scriptura ca să mă duc înspre păcat. A fost mina și bunătatea lui Dumnezeu. Concluzia la care am ajuns eu, ascultați-mă bine, nici în Ierusalim nu e scutit de ispite. Sunt vânători și în Ierusalim și în altă parte. Și dacă am spus să notați cuvântul neîncercați, mai notați un cuvânt, notați și ce încercați. Că bun, acum spun, tânărul acesta a fost neîncercat. Dar vreau să vă întreb, David, cam cât de neîncercat a fost? Deci pe David chiar la începător l-ai băgat. O poți vâna și David. Samson cam cât de neîncercat a fost? A fost vânat și el. Te uiți în Scriptură la oameni mari și tare care au un moment de neveghere, nu o trăire în păcat. Un moment de neveghere. Și diavolul profită și îngenunchează. Mă bucur că mi-a îngenunchiat pentru totdeauna. Dar consecințele rămân mereu. Eu le spun mereu tinerilor, n-am timp să le spun câte aș avea, să le spun și poate n-au nici urechi să mă asculte. Dar le spun încă un lucru, în lumea noastră evanghelică se cântă o cântare care știm toți, dar tare greșit și prea de cumpior. Și vă spun care e cântarea, că o știți, cântarea spune așa, păcătuiesc, mă pocăiesc și Dumnezeu care e bun, mă ia. Știți cântarea asta? A, nu știți melodia, văd că versurile le-a știut. Nu contează pe ce melodie o cântăm, major, menor, tot o știi. Vreau să vă spun că nu-i adevărat. Vă spun eu, s-a pierdut un vers, l-a spus Satan. Adevărul este, păcătuiesc. Dacă Dumnezeu mă mai ține în viață și îmi dă har, și nu mi se împetrește inima și nu mi-a dea mintea, mă pocăiesc. Dacă mă pocăiesc autentic, până în străfundul inimii, Doamne, mi-e scârbă de mine, mă pocăiesc, mi-e rușine. Dumnezeu bunătatea lui mă iartă, dar nu pune spun. Mai puneți o frază. Consecințele rămân. Și puneți semnul exclamării. Dumnezeu aduce iertare unde este pocăință, slăvit să fie iertă. Dar consecințele rămân. Și au rămas în viața lui David, și au rămas în viața multora, și în viața multora. Și sunt atâția care îi plâng astăzi. Pentru că s-au jucat, au știut că au valori. Dar nu le-au păzit. Și diavolul i-a înșelat, i-a distrus, promețind că le va da binecuvântare. Că dacă vă uitați la aceasta, Doamne, ce promite ea! Ți-am ieșit înainte să te caut, te-am găsit, mi-am împodobit patul cu înveritori, așternutul de pânzetul din Egipt, mi-am stropit așternuțul cu smirna, aloie și scorțișoară, deja miroase frumos. Vino să ne îmbătăm de dragoste până dimineața, auzi, Doamne, asta chiar, nu-i vorba de 2 minute, nu-i vorba de 2 ceasuri. Până dimineața, frate, da? Și să ne desfătăm cu desmerdări. Și de ce spun că el deja era orbit? El de fapt spune, bărbatul meu nu e acasă, adică era măritată frumușica, da? Bărbatul meu e acasă, a plecat într-o călătorie lungă, a luat cu el toate carturile, sacul cu bani, nu se întoarce de la luna nouă, tot vorbindu-i, expresia era ajuns ca boul la măcelărie. Eu nu știu cum e cu boul la măcelărie, dar îmi imaginez cât de bou pot să fii, să te ducă să facă salam din tine și tu să crezi că te duci la expoziție sau nu știu unde. Și asta facem noi câteodată dacă dăm una cu diavolul. Noi credem că diavolul ne duce, ne dă, ne face, că el tot ne promite, ne promite. De fapt, diavolul ne duce la măcelărie să ne distrugă pe veci în ea. Dragii mei, Dumnezeu a pus valori în noi să vi se fie el. Dar nu ne-a pus să-și bată joc diavolul de el. Dumnezeu nu ne-a dat lucruri bune și frumoase ca ele să ne ajute să ne ducem în ea. Dumnezeu a pus valori în noi ca să le folosească El pentru binecuvântarea noastră, pentru binecuvântarea altora și pentru gloria Lui. Amin? Amin. Aveți grijă la vânător, că sunt peste tot și vor fi peste tot chiar dacă se îmbracă în lumină. Nu trebuie să cădem victimă.
Puterea lui Dumnezeu, putem fi miluitor, slăvit să fie Domnul. Mama îi mai dă sfatul, nu știu dacă a vorbit atât de mult ca mine sau nu, dar ea are mai multe puncte în mesajul ei și după ce îi spune copile, ai grijă și păzește-te, să nu devii o victimă, să nu devii agățat undeva într-un cui și să se laude cineva cu tine. Apoi în versetul 4 spune, împăratele cu ele, nu se cade împăraților să bea vin, nici voievozilor să umble după băuturi tari. Dacă primul sfat este, păstrează-ți valorile pentru Dumnezeu. A doilea sfat este, copile, pe om frumos, păstrează-ți mintea lucidă. Păstrează-ți mintea treasă. Știți ce nu pricep eu? Noi nu facem destule prostii cu mintea treasă. Mai trebuie și să o întunecăm. Nu vreau să intru mult în subiectul acesta. Eu nu știu cum, subiectul băuturii sau a orice ce amețește, că acum și etno, și cutare, și droguri, și noi putem face o listă până la Paște, dar luând subiectul clasic, dacă vreți, alcool, eu nu știu cum, pentru unii nu-i clar în Biblie, pentru mine a fost clar de totdeauna, de când am fost în opinge, fără să mi-l explice nimeni. Ce-i curios pentru mine, spre exemplu, dacă vorbești cu poliția, spune domnul Iuca, datorită alcoolului, dezastru. Dacă te duci la sociologi, domne, alcoolul face dezastru și în familie și în societate. Oriunde te duci, dezastru. Mai nou, bisericile de binecuvintează. Frate, ce dar nu este versetul ăla în Biblie. Interesant. Beții toate versetele din Biblie care n-ar trebui să le știe, le știu la creștin. Ei, și cum a fost pentru mine clar? Eu fac scurtă, că nu pot să vă scriu aici un roman întreg. Ce am văzut eu în Vechiul Testament? De când am fost prunc, am citit. Spune, soția ta să nu mai consume nimic alcool. De ce? Care e rațiunea? A rămas însărcinată, iar copilul din pântecele ei s-a umplut de Duhul Sfânt. Zic, iau după ce regulă. Între Duhul Sfânt și alcool este o reacție de respingere. De intră alcoolul, nu stă Duhul, de intră Duhul, nu stă alcoolul. Am priceput asta de pe vremea. A, când am citit și asta, zice că preoții, când fac slujbă, să nu consume nimic. Noi, Noul Testament, ne batem. Noi suntem ce suntem? Toți suntem o preoție sfântă, nu? Mai grozav ca ei. Dar și cu sticla în buzunar, dacă toți suntem mai grozavi, da? Vine Noul Testament și spune, nu vă împătați de vin, adică nu te lăsa controla de vin. Aceasta este destrăbălare. Împotrivă fiți. Ați văzut cum ori Duhul, ori te controlează Duhul, aceasta este și ideea acolo. Să nu te controleze vinul, să te controleze Duhul Sfânt. Plinătatea Duhului Sfânt nu este opțională, dragii mei. Plinătatea Duhului Sfânt este o poruncă, slăviți să fie Domnul. Dar nu plin de alcool și de alte. Mă, Duhul Sfânt ne folosește când mintea noastră este lucidă. Ei, sigur că aș putea să vă citesc niște versete din Scriptură, care poate nu le-ați citit să vă îngrozească, dar unii ați și văzut deja. Spune, nu bea ca nu cumva vânt să uite legea, să calce drepturile tuturor nenorociți. Și versetul 6, dați băuturi tari celui ce piere și vin celui cu sufletul amărât ca să-și uite sărăcia și să nu-și mai aduc aminte de necazurile lui. Zice, frate, poți face ce faci? Simplu, lasă acolo. Dacă vrei să mă întreb cum îl interpretez, hai să spun ca să te lămuresc. Aici nu spune bea. Știi ce spune? Tați. Deci, să îți explic pe românește. Dacă eu și cu fratele, într-o zi o să te vedem că ești pe moarte. Adică celui ce pierde. Și nu o să găsim nicio altă soluție să-ți alinăm durerile, s-ar putea să zicem, frate, alții îi dorăm un pic pe gând să crepe de tot. S-ar putea să fie o variantă. Dar nu decizi tu, decizi eu cu fratele. Dacă ești cu sufletul amărând, dacă trebuie să tui sărăcia și am observat. Că dacă tu vrei să tui sărăcia, când te trezești, ești mai sărat și mai nenorocit. Și care e bucuria mea ce am aflat cu fratele? Că pentru sărăcie și nenorocire și multe altele, în loc de sticlă, există altceva. Noi am învățat că a venit Iisus Hristos, să vi se fie El. Și în loc să te ducem în bir, să tui nenorocirea, te ducem la cruce. Și de acolo poți fi vindecat și fericit și binecuvântat. Dar asta, ca să te liniștesc, lasă-o în seama noastră. Că nu spune tu să faci, ci să facă ăia din jurul tău când o să te vadă că ești pe rampa de lansare. Lasă-o în seama noastră. Dragii mei, Dumnezeu ne-a dat minte, slăvit să fie El. Haideți să ne folosim. Să o folosim pentru înțelegerea Scripturii, pentru memorarea Scripturii, pentru familie, pentru... Dar haideți să ne folosim mintea lucidă, clară.
să fim mereu preji ca Duhul lui Dumnezeu să ne poată folosi. Vine următorul sfat din versetul 8. Spune, Doamne, dar nu mă lasă, acolo nu mă lasă, pe stradă că vânătoarele, da, și nu pot fi curios. Dincolo nu mă lasă, la barul și pe nu știu unde, nici în casă. Păi, mamă, ce să fac? A, zice, stai un pic, eu nu vreau să fii lent. Eu știu că ai energie, știu că ai capacitate. Și zice, ce fac cu ea? Deschideți gura pentru cel mult, versetul 8, da? Pentru pricina tuturor celor părăsiți. Oare prin București există oameni apăsați de alții? Există oameni care nu pot vorbi pentru ei. Nu că nu pot vorbi, că nu pot vorbi. Există colegi de clasă, colegi de lucru, vecini care sunt bajocorii de alții, sunt asopriți. Și noi ce facem? Păi dacă tot ai energie, frate, și înțelepciune, deschide-ți gura tu pentru el. Aș fi plin de mândrie sfântă să intru într-o clasă de liceu și când profesoara sau profesorul face pășcălie de nu știu ce fată sau băiat pentru și criterii, să văd că se ridică o pocăită, spună doamna profesoară, cred că ați depășit măsura. Ea e colega noastră și nu cred că vă este permis să mă tratați așa cum ați tratat-o. Și aș aștepta să vă cere scuze în fața clasei dacă ați bazocorit-o în fața clasei. Apoi zici, frate Iuga, dacă îi spun eu asta la profa din chimie, mai trec eu anul, cu 10, am în 5, nu ca trăit-o. Eu știu că am trecut de acolo. Nu mi-am ținut gura, dar am trecut și am. A, dar au trebuit să muncesc. O zis colegea, acum cu bulina, ți-ai pus capul. Și adevărat, eram olimpic la fizică și primul trimestru am trecut cu 5, nu știu cât. Și ea mă trimitea la olimpiadă. Și eram bucuria ei. Și în al doilea trimestru, cred că am luat 6.12 media. Și cred că în a treia am ajuns pe la 9. Muncind, bătându-și joc de mine, dar nu mi-a părut rău niciodată. Că mi-am deschis gura pentru cine trebuia și când trebuia. Mi-a părut rău că mi-am deschis gura și trebuia să tac. Deci dacă tot aveți energie și înțelepciune și capacitate, uitați-vă unde sunt amărâți, nenorociți, nedreptăciți și frate, cât de mult. Ia-le apărare. Vorbește pentru dreptatea și pentru binele altora. Amin? Amin. Dacă o să începeți să faceți asta, vă asigur că nu o să fiți șomer niciodată. Bine, Domnul Iisus, și voi tot o să aveți de lucru. Că Doamne, mulți nenorociți și asupriți, apără pe cel nenorocit, deschide gura, judec cu dreptate. Și la capitolul 10, cred că la versetul 10, ajunge mama la un subiect care sigur nu vă interesează. Sigur nu vă interesează. Fetele nemăritate, cât ați vrea să vă măritați? Nu seara asta, mă refer. Mâna sus, cât ați vrea? Nici una nemăritată aici. Era să se întoarne fără după cum o arătat, da? Să nu vă trebuie de neași pe care fi răutate, da? Băieții, cam câți ați vrea să vă însurați? Mâna sus. După care avem bărbați, da, aici, să vă înseamnă. Am întrebare pentru voi veșii. Dacă acum ieșim de la biserică, ați găsi în a doua stație de metrou o fată foarte bună și o valiză cu diamante. Ce ați alege? Apreciez sinceritatea. Spune, frate... O, Doamne, Alimina! Că mă tem că o spus adevăr. Mă tem că o spus adevăr. Și aici cred că este tragedie. Și așa a fost întotdeauna. Că în micimea noastră și în îngustimea noastră am alege diamantele în loc să alegem o fată bună. Cam puțini sunteți de pe vremea mea aici și dacă n-ați trăit nici în Ardeal, nu cred că ați prins poezia. Dar eu unde am crescut era o poezie care nu cred că a fost nuntă să nu se recite. De fapt, în biserica noastră, oricum, nunțele erau rare, că erau mai puțin, dar era o familie care n-avea copii, care cânta o cântare la nuntă, la fiecare nuntă. Și cântarea era, tinerețe, flori albastre, azi cu lacrimi vă stropeți. Parcă n-am dat primit. Acum am mormântat-o, deci n-o uitat, da. Și poezia. În această zi, o Doamne,
Te rugăm, arată-ți mila. Și ca într-un tablou mi-arată pe Rebecca și Dalila. În momentul acela, toți din biserică din Indiana asta ori e Rebecca, ori Dalila. Și apoi avea pe 99 de strofe, cum era cu Eminescu, da? Dar venea la una din strofele esențiale. Și ai să vezi, iubite frate, cât pe apă bea cămila, cât muncești tu zi și noapte, tot împrăștie Dalila. Iar bărbații știe, amin. Nu știu de ce. Mai ce vreau să vă spun este, poți nouă valiză de diamante, poți să iei 20 de valize și prinzi una bună și nu-i trebuie 20 de zile, că nu mai sunt nici valize. Discutam cu unul recent, nu zice, ăsta vrea să-și vândă casă, are nevoie de niște bani. Nu se zice, ăsta zice, ăsta da, dar ce are cineva să vândă. Unul care cunoștea, și? Păi ce cred că o casă e o cheltuie nevasta într-un concediu în Franța? Nu da, trebuie să-mi ia genunchi. Păi zic și mă mir, Damian. Cumpără două cheile ca să aveți loc de unul. Mă duc și-o pup imediat. Bine, mi-i cumpără, spune să fie domnul. Dacă te uiți mai jos, că asta spune de fapt mama, cine poate găsi o femeie cinstită, o femeie valoroasă? Ea este mai de preț decât valița. Și dacă vă uitați mai jos, veți vedea că fata asta bună nu împrăștie mărgăritare, ci le aduce. Nu odată cu valiza, ci pe rând. Dar poate la sfârșitul vieții erau câteva valize cu diamante acolo, pentru că avea o nevastă bună și cinstită. Sfatul mamei era, auzi copile, dacă tot ești dansurat, e bine, e normal, adică mă bucur că te gândești. Și ascultați-mă, părinților, când vine băiatul acasă și spune, mama, m-am văzut o fată, zic, slăvit să fie Domnul. Bine că nu zice, am văzut un băiat. Da? Când zice, îmi place de o fată, zic, mărit să fie Domnul, da? Ascultați-mă, când băiatul, dacă ești cu el în mașină și are pe 12-13 ani, se uită la aceeași reclamă la care te uiți tu. Nu-i da peste ochi. Dă-i una așa după cap și zice, hă? A, nu, tata, știți cum e, tata, înroșește. Deci, băi, stai liniștit, ai ajuns și tu ca mine, atunci se blochează ceva, și tu, tată, e un pic mai devreme. Adică mulțumește Domnului că e sănătos. Numai că apoi explici ce să facă cu sănătate. Și va fi o discuție frumoasă și lungă. Și care se va repeta. Mama spune, mă bucur, băiete, că vrei să te însori. Dar auzi, dacă tot te însori, însoară-te bine. Nu te uita la valiză, nu te uita la alte lucruri. Uite-te la persoană. Tu nu te însori cu cardurile ei, nu te însori cu fabrica ei, nu te însori, te însori cu ea, te măriți cu el. Și dacă el sau ea este valoros în sine, atunci vine cuvântarea lui Dumnezeu. Că nu lucrurile ne fac pe noi valoroși. Valoarea ne dă Hristos, omenia din noi, caracterul din noi, urmarea poruncilor lui Dumnezeu și multe altele pe care le știți. Și eu abia aștept să mă chemați la nuntă, nu e nicio problemă. Dar aș vrea căsătoria voastră să fie binecuvântată de Dumnezeu. Acum o să vă spun ceva, că nu vreau să o mai lungesc, dar un pic tot o lungesc. Dacă vă gătiți, plecați, că eu stau, nu pleacă avionul la dimineață, deci fiți neniștiți. Și dacă pleacă, nu mă duc până nu mă spun ce am de spus și apoi vedem ce mă fie. Deci să vă spun ceva. Vorbesc ca și păstor, ca și slujitor. Și o să vă spun ceva și aș vrea să înțelegeți așa cum vă spun. Am o durere, nu știu cum o să pot rezolva, dacă o să pot rezolva, vă spun care e durerea mea. Că nu toți cei din biserică sunt ce trebuie. Asta la noi, la Arad. Nu mă întrebați de ce, cum, de ce îi ținem. Istoria e lungă. Dar dacă ar veni băieții să se întrebe, frate Iuga, toate fetele
din Biserica Speranța, sunt mântuite, sunt născute din nou, sunt serioase. Ea zice, bă, eu am două liste cu fete în biserică. Le-am spus și lor. Și dacă fetele m-a întrebat, frate Iuca, băiețul era dumneavoastră, zice, am două liste cu băiețul. Cinste lor să-i ajutăm. Deci, dacă m-ați întrebat, frate Iuca, unde să cauți fata, băiatul ăla, bun, mai bun decât Mărgăritare? Eu sigur o să spun în biserică. Îți spune, pe frate, te contrazic sigur, îmi spui că în biserică nu tot sunt ce trebuie, ci spui că au o biserică. Da, ascultă-mă, ca să o rețin mai ușor, spre rușinea mea ca păstor, în turma Domnului locală de acolo, am și câteva cașe și câțiva berbeci. Bun. Dar vreau să spun ceva. Dacă în turma Domnului mai scapă și câte o capră, câte un țap, ce-o fi, ascultă-mă bine, în turma dracului nu este nicio oaie. Deci acolo sunt sigur. Satana n-are oameni născuți din nou. N-are pe nimeni mântuit. Deci dacă mă întreb de ce în turma Domnului, pentru că numai acolo sunt mântuiți. Și el spuneam ca miniștilor că noi trebuie să ne alegem mireasa, știți de unde? Dintr-o mireasă. Deci mireasa noastră trebuie să fie parte din mireasa lui Hristos. Amin? Amin. Pentru că altfel suntem morți în greșelile și în păcatele noastre. Iar dacă unii neapărat vreți altfel, am găsit o dușovaniată, Domnul să mă ierte. Vă cunun în cimitir. Păi dacă tot vreți să vă cununați cu un mort, măcar haideți să-l ducem în mediul lui. Și după două, trei zile, când o să fie mirosul ăla oribil în casă, să spui, mă, dar pe mine îți duci fratele Iuga, roaba Domnului, te căsătorești cu mortul, da, până la moarte, știi? La moartea ta, că el oricum e mort. Noi nu putem să ne jucăm cu lucrurile astea. Ori credem Scriptura, ori nu credem Scriptura. Iar dacă Dumnezeu ne spune că toți suntem păcătoși și fără pocăință, fără naștere din nou, nu există mântuire. Noi chiar ne jucăm cu asta. Deci eu întreb pe tine, tu te-ai supărat. Voi chiar credeți că o să faceți înțelegere între întuneric și lumină? Chiar vă imaginați, o să spui, frate Iuca, Domnul Iisus cu diavolul niciodată nu s-a împăcat. Dar la muncă la noi o să facă poze. Pe asta credeți că îi aducem la altar, adică vine Hristos cu a lui, știi, și o aduce, tata, nu s-o da? Păi vine și ăla cu a lui. Și acum, na, de dragul vostru că vă cununați, ia că o să fac amândoi poze, să devine poze. Păi poate îmi spune, mă, oameni buni, ce înțelegere este între Hristos și Belial, între întuneric și lumină, între viață și moarte? Vă spun eu ce relație este. Vine viața, pleacă moarte, amin? Vine lumina, pleacă întunericul. Eu nu cred că viața ta de familie ai vrea să fie, vin eu, pleacă ea, vine ea, pleacă el. Am vrea să fim buna și Dumnezeu să ne binecuvinteze și apoi să creștem copiii în unitate pentru slava Domnului. De asta spun, în cealaltă turmă nu pot spun caută morți. Spui, frate, dar din coace ca să nu mă încurc, atunci ce fac? Păi mai am un sfat, dacă tot cauți în turma Domnului, caută de mână cu Domnul Iisus. Și aici este problema călăuzirii. Deci eu caut în Hristos și spune căsătoria să fie în Domnul. Dar caut în Hristos împreună cu Hristos. Și eu știu că El își cunoaște oile pe nume. Amin? Amin. Și El ne cunoaște și pe noi pe nume. Amin. Ne cunoaște prezent, trecut, viitor. Și o să treci ca băiat prin turmă cu Domnul Iisus de mână și o să vezi fată bună și frumoasă, fată bună și frumoasă. Dar s-ar putea ca băiat să ai următoarea surpriză. Cum vezi prima roșcată și un pic creață, să vrei să pui mâna pe ea, Domnul zice, las-o. Dar mea ta, ea mea. Și las-o. Dar nu e măritat, ba da. Și las-o. Dar de ce, Doamne? S-ar putea Domnul să-ți dea următoare explicație, auzi? Asta e cam nervoasă. S-ar că se nervea să-ți dă un cap, face din tine avion. Eu cunosc lucrurile, las-o aici, pentru altul că poți ca ea. Și hai cu mine, mai departe. Și pe unii o să vă poartă Domnul o tură, prin turmă, două, trei, nu pentru că n-are, că mai vrea să așteptați un pic. Că unii dacă ați descoperit eu astăzi de sară, v-ați cununat. Și eu am vrut să mă cunun, de mult. Nimeni nu mă cununa cu pada mărcării, că n-am găsit pata.
Și am așteptat o trebuință, o găsesc și bine a fost că am așteptat. Caută de mână Domnul Iisus. Pe turma Lui, cu El, ascultare 100%. Pentru că Solomon săracul, voi zice Solomon bogat, așa? Solomon săracul. Apropo, câți credeți că Solomon a fost vegetarian? Eu nu cred. Că am citit câți boi se tăiau la masa lui. Dar și ce spune Solomon? Viorele, așa-mi doresc o salată, 3 burieni și 2 urzici. Dar zic, zice Solomon, deci mai bine le-aș mânca alea cu pace și cu liniște decât cu doamnele mele și cu voi îngrășați. Cum erau alea? Să nu fie în vremuri de lungă vor fi ciocănitoare, nu? A, nu, plebeditoare, da, știu ceva. Da. Și Solomon spune, măi, Viorele, de prinzi o nevastă care taca, 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 picătura chinezească. Acum, gândiți-vă câte dormitoare a avut el, ce palat a avut el. Zice, Viorele, pentru mine cel mai bine agățat într-un colț pe acoperiș. Mă, Solomon, dar stai și tu la aer condiționat. Deci, că-i nevastă acolo. Și decât una dulcevitoare la aer condiționat, la cutare, mai bine tu, mă, Viorele, pe acoperiș. Acum, așa, în paranteze, eu am mai mult de una. Săracul. De asta zic eu săracul. Dar voi citați pe cineva și nu știți pe cine citați. Știți cine este cel care spune că o nevastă bună este un dar de la Domnul? Știți cine? Trebuia să vă prindeți. Tot el. Solomon. Spus, auzi, băi, bebe, crede-mă. Dacă Domnul îți dă una și bună, nu se dă mai mult. Una și bună e suficient pentru toată viața. Iar 2 rele, știți mă așa ele? Trebuie 2, 3 rele, 7 rele. O nevastă, ca și un băiat bun, e darul lui Dumnezeu. Un dar pe care îl ți-l dă dacă. Și acum sfatul de încheiere pentru fete și pentru băieți. Sper să-l rețină părinții voștri. Este următorul. Dacă aș fi nensurat, băieți, dacă aș fi nensurat, vă spune ce aș face. Am cam făcut lucrul ăsta, domnul. Am cam făcut. Deci nu e o teorie, nu. Dacă eu aș fi nensurat, aș vrea să năsor bine. Mi se pare absolut marșologic. Dar nu ești pierde vremea mult cu fete. Tot întâlniri de tineret, să te uiți, să te filmezi, frate, poze, oprește, stop, cadru. Da, aș duce la tineret, pentru Domnul Iisus, pentru tineri, să mă bucur, să laud pe Domnul Iisus, dar cu fete. Și zic, frate, cum mă însori eu bine dacă nu mă umblă după fete? Dar lasă pustele în pace. Ascultă. Caută fața Domnului. Încearcă să fii cel mai bun prieten cu Domnul Iisus. Să spun un secret. Unul singur în lumea asta are fete bune. Știi cine? Domnul Iisus Hristos. Unul singur. Și are mult. Și Domnul Iisus vrea să-și mărite fetele bune. Dar știi cu cine? Cu băieți buni. Și atunci eu ce aș face? Eu m-aș da bine cu Domnul Iisus. El să vă cunoască, să știe că-s de caracter, să știe că... Și când îi vine rândul cea mai bună parte să o mărite, Domnul să spună, mă, o mărit cu cine? A, zice, cu Viorel. Ăsta e băiat bun, de caracter. Viorel zice, vreau să ți-o dau pe slăvit să fie Domnul. Mă rog de cauciucurile, pingelele și male cu nimic. Românul a inventat rândul, știi, după fiecare dezumflat, clar, prin dureri, că fata au zis așa, las, când îi spune taică, tu să mă linde cu mine. Fii liniștită. Iar dacă n-ascultă de Iisus, nu mi-o trebuie, să ne înțelege. Deci dacă Iisus îi spune să mă linde cu mine și ea n-ascultă de Iisus, nici mie nu-mi trebuie. Iar dacă ascultă, deci așa și umbla cu Iisus, ca El să-mi dea de nevastă cea mai bună fată. Și mie, apropo, mi-o dat, slavă Lui. Amin. Păi și tu ca mine, că așa am făcut și eu. E, dacă aș fi o fată, n-am văzut niciodată. Dar dacă aș fi o fată și aș avea măcar mintea de acum, sau și de mai demult asta, știi ce aș face eu? Tata scrie jurnale, și lacrimi, și dureri, și depresie, și pastile, și misiuni, n-aș face de urmă. Știi ce aș face eu? M-aș pune un bine cu Domnul Iisus. Că mi-a spus mie cineva că cei mai buni băieți în lumea asta are
Domnul Iisus Hristos și are mult, bravo Domnul. Ascultă-mă, dacă Domnul vrea să ți-l aducă cu cămila din Guatemala, să-l aduce. Stai liniștit. Dar sunt și avioane, apropo. Deci are Domnul și avioane, nu numai cămile, da? Ți-l aduce. Eu m-aș pune bine cu Domnul Iisus, de ce? Pentru că Domnul când vrea să-și însoare băieții pe care îi iubește, băieții buni, păi nu-i de păcina oricum. Păi nu vrea să-i vadă nici pe acoperiș, nici pe la vegetarian. Adică Domnul chiar ține la băieții lui, nu știu dacă pricepeți, că a murit pentru ei și a dat viața pentru ei. Și eu așa m-aș comporta ca fată cu Domnul Iisus, ca Domnul când vrea să-și însoare cel mai bun băiat să spună, băi, cel mai bun băiat îl însoară. Sau, sau vreau să mărit fata mea, care cel mai bun băiat ți-l dau? Și ar spune, Georgiana. Hai zis la Domnul Iisus. Da, nu așa de năgășită, de ce? Cu băieții ăștia. Georgiana. Dar te-am amăgit eu odată. Nu, Doamne, tu nu niciodată. Nici acum. Ce poți să ștergi un pic lacrimile? Doamne, nu știu dacă tu. Hai că ți le șterg eu. Îți deschide Domnul ochii. Păi cine-i frumos ăsta? Ce vecinul tău de la grădiniță? Nu l-am văzut până acum. Păi ce l-am format eu, a fost în atelierul meu, ți-am închis ochii să nu-l vezi chiar la prea de vreme. Și Doamne, îmi dai mie cu toată inima. Ia, dacă el n-a ascultat de Domnul Iisus, lasă să meargă pe din polița jos. N-ai pierdut nimic. De ce spune Pavel, Doamne, n-ai nevastă, nu căuta nevastă, n-ai bărbat, nu căuta. Noi asta facem, de la 3 ani tot nevastă, tot bărbat, și dăm fix și fix, că noi îl căutăm fața Domnului. Că dacă noi am căutat fața Domnului și bunătatea Lui și îndurările Lui, altfel ne-am căsătorit și altfel ar fi binecuvântare. Dar mă nu știu, a fost clar seara asta sau nu? Amin. Vă mai spun un singur verset din Scriptură. Dacă știți aceste lucruri. Ferice de voi dacă le-ți face. Ferice de voi. Ea mai încercat o Haideți să încercăm o traducere nouă. Dacă știm aceste lucruri, ferice de noi dacă le facem. Dragii mei, am spus dimineața în biserică, eu nu, dar cum să mă știți, nu o prea obișnuiesc lucruri de genul ăsta. Dar în seara asta vreau să vă rog să faceți ceva. Și o să vă spun de ce. Zilele trecute m-a cercetat Domnul și m-a gândit. Chiar m-am gândit la seara aceasta la tine. Știți ce e foarte interesant? Când diavolul îți cere să faci ceva, mai ales la o anumită vârstă, abia aștepți să faci ceva în public. Adică dacă faci ceva în privat, nu-i nici suficient. Trebuie să bravezi, să te vedă în gașa, să te... Și am zis așa, când dracul ne cere ceva, așa vrem să ne dăm în spectacol. Dacă Domnul Iisus ne cere ceva, atunci e vorba de lucruri tainice, numai Domnul știe. Acum cred că multe lucruri tainice ați făcut și hotărâri. Am o întrebare. Oare seara aceasta am putea lua o hotărâre publică? Știți care este prima mea întrebare? Prima mea întrebare este pentru părinți. Poate că ați obosit în a vă învăța copiii cuvântul lui Dumnezeu, adevărul, dreptatea, moralitatea și toate. Eu vreau să vă spun în seara aceasta ca părinți și îmi spun și mie. Întăriți-vă mâinile obosite și genunchii slăbăciți. Și acum, ca să nu vă întreb de copiii voștri acasă de ce mai faceți unele lucruri, vreau să vă întreb câți părinți sunteți gata să luați o hotărâre, Doamne, cu ajutorul Tău, nu mă las. O să-i spun în continuare, vă rog în continuare și nu mă las până nu fi pe calea ta. Câți, vă rog, arătați. Ar trebui să vă uitați copiii că am fost părinți și o hotărâre. Cu dragoste, dar vă toacă în continuare până vă duce în Împărăția Domnului. Nu-i lăsați din mână că vine vremea că îți puteți plânge de bucurie. Dar am o întrebare pentru băieți. Sunt aici măcar câțiva băieți care sunt gata să spună, frate Iuga, adevărul că și noi ne-am cam copii gelele după fete. Bine, să facem evanghelizare, dar el are bine să vii să fie Domnul. Și eu cred că Dumnezeu va onora și lupta lor, și curăția lor, și lacrimile lor, și încrederea lor în Dumnezeu. Am o întrebare pentru Petru, nu știu câte spuneți, că v-ați ascuns. Dar știți care e întrebarea mea? Există aici fete care spun, frate Iuda,
ține Scorpion, că și-o știu prin ce trece Scorpion. Mă lasă în mâna Domnului, că m-am săturat de mâinile băieților. Și de promisiunile lor, și de dezamăgirile lor. Și pentru voi o să fac mai greu, că așa e pentru fete, mai greu. E bine un tânăr să fac un joc în tinerețea lui. Să iei hotărârea, fratele, că dacă Domnul Iisus nu-mi dă un băiat, mă mărit în viață și veci. Mă mărit mai primit de Domnul, mai valoros ca diamantele. Am așa curiozitate de tată. Există măcar o fată aici care vrea să arate public, că poate lua hotărârea asta. Aleluia! Slăviți să fie Domnul! Așa nu vor, ne-aș dori și eu. Și mai am o întrebare, că a fost frumos, am zâmbit, dar până la urmă adevărul este că numai lângă Iisus Hristos sunt în mine. Știți care e întrebarea mea? Oare este un fiul risipitor care în seara aceasta ar zice, Doamne, ar fi vreme să vin acasă? M-am dus de dragul fetelor, de dragul porcilor, de cur, dar am ajuns cu oamenii de la jos. Și mi-am adus aminte că în casa ta este îndurare, este lumină, este milă. M-am săturat de viața de acolo și mă întorc acasă. Oare este un fiul risipitor care ar vrea să simtă în seara aceasta îmbrățișarea Tatălui? Ne-am bucurat și noi să ne rugăm pentru tine. Și poate că sunteți unii care ați auzit Evanghelia de mai multe ori. Vă place, nu vă place, vă gândiți, aproape de Domnul, nu, sunt bine așa. Dragii mei, eu cred că seara aceasta Duhului Dumnezeu vrea să ne schimbe pe toți. Amin. Pe cei pocăiți vrea să ne facă mai pocăiți. Pe cei sfinți, mai sfinți. Pe cei tari să-i întărească. Pe cei deznădăjduiți să-i îmbărbăteze. Și de ce să nu spunem deschis? Pe păcătos să-i mântuiască. Vă invit să stăm în rugăciune înaintea lui Dumnezeu.